S-a aflat cine sunt concurenții din finala Survivor România All Stars. Câștigătorul ediției 2024 Survivor România se va întoarce din Republica Dominicană cu un premiu de 100.000 de euro. Dezvăluirile vin în valuri până la momentul finalei, pentru că deja s-au aflat concurenții care reușesc să ajungă în fața telespectatorilor în înfruntarea pentru marele premiu și trofeul show-ului difuzat de ProTV. Avem parte de o răsturnare de situație la Survivor All Stars. Faimoșii vor avea parte de un șoc uriaș. Andrei Ciobanu nu părăsește Republica Dominicană. Astfel, din informațiile din presă, se pare că în marea finală de la Survivor se vor înfrunta doi războinici și un faimos. Cu toții, băieți, toți intrați în show încă de la început. Iar cei trei concurenți care intră în finala Survivor România All Stars sunt Iancu Sterp, Zani și Andrei Ciobanu. Conform informațiilor difuzate până acum de ProTV, câștigătorul show-ului de supraviețuire va fi decis de votul telespectatorilor. Iancu Sterp, Zani și Andrei Ciobanu se vor lupta în finala emisiunii, care va avea loc la sfârșitul lunii mai pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro. Ultimii eliminați din competiția Survivor România All Stars, înaintea marii finale, vor fi Robert Moscalu și Sorin Pușcașu. Iar aici cu siguranță este avantajat Iancu Sterp. Până acum Andrei Ciobanu a pendulat între războinici și faimoși și a fost readus în concurs după ce inițial a fost eliminat la duel de Ana Pal. Zani, la fel, după ce este eliminat și trimis în exil, va ajunge înapoi în show. Acolo o va elimina la rândul său pe Ștefania Ștefan. Cel puțin până acum, Zani este cel mai bun dintre cei trei finaliști ai show-ului. Faimosul are o eficiență de 54,5% cu 42 de victorii din 77 de meciuri jucate până acum. Pe al doilea loc s-ar clasa Iancu Sterp. În clasamentul eficienței, el are 33 de victorii din 65 de meciuri, adică un procent de 50,8%. Andrei Ciobanu, războinic, apoi faimos, apoi iar războinic, are la ora actuală o eficiență de 50%. El a câștigat 33 de meciuri dintr-un total de 66 difuzate până acum.